Sau de First Player, ne-am întors cu un nou joc de groază, Mental Hospital 4, l-am jucat pe 5 și m-am blocat pentru că nu găseam ok. Sper că am 4 să fie ok. Mental Hospital 4, Alice Madness, o creație marca Igor Migun. Și ci că e horror, eu am luat un pack. Am luat un pack de vreo 19-20 de lei cu toate jocurile Mental Hospital 1, 2, 3, 4, 5. Până acum am jucat 5, este 4. Unii zic că ar fi cel mai bun. Am și 3 de jucat, primele două nu merg, că sunt prea vechi, nu mai sunt 64 bit. Știu, trebuie să joc și jocurile Reporter 1 și 2. Sunt foarte șmechere, dar... O, puzzle-urile cam grele. Oh, snap! Începem într-o cameră de adolescent sau ceva de genul ăsta. Ce computer avem, ce iPad avem, desenat pe masă. La firstplay.ro vrem de la voi așa, like, subscribe, trimiteți-ne o pungă cu bani, pungă cu merinde, hamburgeri, femei dezbrăcate, ce găsiți voi pe acasă. Where's the fucking phone? Actually, who has a phone? It's a mobile phone. De ce am o cameră de filmat lângă televizor? Deja e creepy casa asta. Mamă, dar ce casă luxoasă! Zici că e fix casa lui Todd din Detroit. Mă jur. Știți casa din care era Cara și Alice? Mă jur că arăta la fel. What is that fucking phone? Primul puzzle. Find the phone. Crezut că e un ukulele, dar e o vază. Ha. Yeah, speaking. N-am avut bani de voice actor, așa că o să fiu eu voice acting. Good night, sir. I'd like to apologize for the late call, but it's very important. Someone has been murdered, fac pariu. Hai mă. Excuse me, who are you? Cam indignat, zise Mark, indignat. It doesn't matter right now. If you want to know what happened in the St. Peter's Hospital and who Alice is, check your mail, I'll be waiting for you. Da, deloc dubios. Dar ce chiuvetă mișto. Roșu chiuvetă ca asta. Uite o spatulă. Și o strecurătoare. Și încă o spatulă de aia de plăcintă cu mere. Și un ceainic, torc microunde. Ok, și că trebuie să plecăm la Mental Hospital, nimic suspect. Te sună unul la două noapte, zice, hai la spitalul de nebuni. Ah, ok, frate, vin acum. Stai așa, hold my beer. Care e ieșirea? Dită mai casa. Mă întorc cu dormitorul și mă culc. Fuck it, fuck your hospital. La firstplay.ro și cred că jocul ăsta separat costă 9,99 lei. Dacă ați putea să ieșim... I don't understand. Cum ar fi? Trebuie să-mi iau cheile de la mașină sau ceva. Sau să iau pe jos. That's a puzzle in itself, ca să zic așa. Hai să vedem... Ah, come on, man, what's this shit? La baie nu prea am explorat cu atenție. Ok, deci asta e ușa de la ieșire sau de la intrare, cum vreți să-i spuneți. Așa că we should just fucking go. Sau... Mai alta. Băi, deci... I don't get it. Ah, trebuie să-mi iau camera, nu? Eu așa zic. Ca să ne luăm camera, pentru că în Mental Hospital 5 am mors-o cu camera. Gen Outlast. Opa! Este, mă. Că da, că mai zis să-mi verific mail-ul, dar acum n-avem smartphone, te se duci la computer. Dear Mark, bla bla bla, decide to write you, something has to be done with this, you're on the few... O fată numită Alice, she is a clue. I want to tell you everything, it's too dangerous to write about it in the letter, so let's... spațiu at, super. St. Maria's Orphanage at midnight. This is where this Hollywood story started. Don't be late. Time's getting hard. E făcut de ruși jocul, deci pana mea. Engleză mai greu. Take a camera. Ăsta ce pana mea are aici? Linux? Ugh, mai horror decât jocul. Linux, Windows, bara acolo sau macOS, ce-o fi ăla. Ia să luăm o baterie, camera. And we're off to the races. Biggest puzzle yet. Leave the apartment. Pa.
La firstplay.ro ne jucăm de spitalul de nebuni, Mental Hospital. 5 a fost fine, copia după Outlast. Deja creepy, dacă asta e în fața casei tale, înțeleg de ce e casa așa mișto, pentru că stai numai acolo. Creepy! Oh, so creepy! Mamă, da, dacă merge asta așa încet, nu găsim niciun Mental Hospital. Asta e o poartă? What is this? I don't even... Hai cu zombie! Ce v-am speriat atunci la Mental Hospital 5 când am strănutat? Cum ar fi să fac eu? Achiu! Na, nu. Fake. A strange drawing. I'll take it. For what it's worth. Făcut un copil orb. Și retardat. De ce nu merge? De ce nu merge? God damn it. Nu mă uit la desenul odată. L-am luat. Ah, poate acum merge. Nu m-ar mira să ne blocăm iar aici, pentru că așa ne-a blocat și la partea 5, Mental Hospital 5. Hai să nu mai vorbim atât, da. Aoleu! Ce ai făcut, tăticule? Parcă mi-e bine făcut ăsta decât 5-ul. Nenea ăla sunt eu sau e cineva în fața mea? Cred că sunt eu. Dar du-te fix acolo unde vine zgomotul. Nimic suspect se va întâmpla. Nu se va întâmpla. Ce copac gras. Ce copaci diformi. A, uite un foișor, ce frumos e. Zici că e din parc cu Iore. Acolo sunt foișori, foișoare așa. Opa, ceva pe jos. Ciorile astea mi-amintesc de Resident Evil. Acolo se făcea abuz de ciori care croncăneau. What is that? A dispărut. Ooh, I have a key. Ooh. Uite o seră. Sau ceva. Mamă, aici chiar îți trebuie camera asta, că nu vezi nimic. În ălalt te rescurcai cât de cât și fără. Este la firstplay.ro. Ne jucăm jocuri de groază. Sper că e 3 noaptea și aveți căști. Dead end. Dead fucking end. Nimic suspect când cineva te sună și spune: hai la 12 noapte la spitalul de nebun să căutăm o fată de care n-ai auzit. Ah, imediat vin. Uh-oh. Samara, tu ești, mă? Și văd niște minioni lângă ea. Aoleu. O să-și pună Dobermanii pe mine. Dobermanii din iad. I think we got a fucking run. Ah. Nu-mi place stresul. E viteza mea maximă. Just kill me now. Ah, fuck. Mișcă-te, mă, când îmi mănâncă câinii. M-au mușcat de bucă. Au. Oh. Nu e bine aici. Aici am venit. Fuck. Ah, a fugit. A plecat dulău. Nemernicul de dulău. Ah, n-a plecat. M-au mușcat de cealaltă bucă. Au. Oh. Nu mai am. O să mă așez direct pe noadă. Mușchi fesieri, bye bye. Unde este ăla cu viața, indicatorul de viață? Am scăpat de cățăi. M-au luat transpirațiile puțin. Am nevoie de un 7-up rece. Lumânări, pe bune. Întâi treaba aia cu telefonul, aia, uite o minge. Nimic rău nu s-a întâmplat niciodată într-o casă părăsită în care a țopăit o minge. Mamă, dar ce se învârte. Bă, dar nu era fizica la jocul ăsta. Deja îmi place mult mai mult decât Mental Hospital 5. Hai să urcăm pe scări.
skirt, 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 skirt. Oh. Hai, mă. Nu merge, evident că nu merge. Dacă merge, era prea ușor. Ia cum arată treaba asta. Mă stricam eu cu camera aia. Damn it. Păi, dar jocul ăsta n-arată rău deloc. Dacă ar fi avut niște puzzle-uri gen The Room, altfel vorbeam, altfel stătea treaba. This computer still works. Maybe there are important data stored on it. Nu e there is important data? În fine. Știe Igor Bigun să facă jocuri, dar trebuie să mai treacă pe la ora de engleză. Boot disk. Go and find the boot disk. Asta e exact ultimul lucru pe care vreau să-l caut într-un spital de nebuni. Un boot disk. Oh, nu vreau. Parcă văd că mă duc la subsol. Unde se țin? Da, eram sigur. Aaaa, sunt cadavre. Nu vreau. Oh. Să facem creepy treaba. Satana, ești aici? Ce s-a întâmplat? S-a zguduit camera, a fost cu tremur. S-a așezat Oana Roman pe scaun. Aha, pe perete e ceva. Bănuiesc că ar trebui să mă uit la toate chestiile astea pe care le iau, nu? Nah. Jucăm după ureche. Continuăm periplul nostru prin subsol, căutând gândaci și... Ce-a fost aia? Camera numărul 2. Ce ai, mă? Camera numărul 2. Spiritele se agită. Spiritele vor pielea mea. Și acum camera numărul 3, care s-a închis ușa mai, la care s-a închis ușa mai devreme, nimic suspect. Nici nu merge deschisă, evident. E un fantom acolo care stă înăuntru și se masturbează și nu vrea să fie deranjată. Să o înțelegem, să o lăsăm în pace. Yeah. Ia, am buton de jump. Hop, 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 hop. Mama a scris până și aia, aperture la camera F2.4. Băia de committed. Igor Migun. Hop, ce e? Mă, ați făcut prostie aici pe peleți, eu ce e aici? Mă, copii, mă. Bă, și totuși, indicii? Son. Oare dacă le închid pe astea două, se deschide aia? Cum ar fi? Ia să vedem. Închide-te, sesame. Hop. Oh, nu, cifru. Shit. Trebuie să mă apuc de citit. Notes. Hell. Fucking hell, bla bla bla. Orphanage. Obviously this place deserted long ago, creaky, bla bla bla. Computer. Ai, mă. Picture. A stranger. Hai să ne uităm pe poze. Help. Nu. Run, run. Nu. Go quietly. Ok. Cifrul ăsta? Știe cineva? Cât e? Cum e? I don't know, bro. 1, 2, 3, 4? Poate. Aia e, mă. Fix aia. Păi să începem să căutăm indicii atunci. Fuck, man. Bănuiesc că erau în camerele celelalte două, deși... Hai înapoi în ele. Știți că aș putea să mă uit pe internet să caut toate. Sau pot să întorc una din pozele alea invers. Mă uit pe spate, că mai fac unii așa. Și totuși nimic aici, niciun indiciu. Mai am doar o baterie. Scrie vreo cifră ceva? Ia să mă las eu jos. Nici o cifră. Scorojit pe pereți. Lipit aici jos. Sub pat ceva.
Trebuie să mă uiți sub patul celălalt. Putea fi oriunde codul ăla. E aici, dedesubt? Hai mă! Nu? God damn it! Vine să-mi pornesc iPad-ul, să mă uit la un playthrough ca să găsesc codul. Oh! Ce e? Chestia asta era aici mai devreme? Serios, chestia asta era aici mai devreme? Bine, 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 dar acum spargem cifru. Cut the crap, man. Să mă uit pe notițe, no, notes. Așa, deci... Orphanage. Computer. Hell. Investigation. Alice. Picture. Stranger. Ok, o să mă car de aici, să mă duc în orfelinat, să mă plim un pic. În căutarea a unui indiciu. God damn it. Trebuie doar să intru pe internet. Doar atât. Uite-mă la un clip. Se rezolva. Așa am făcut la reporter, nu o să vă mint. Reporter are puzzle-uri grele. Yeah. Ce scrie aici? Da, mă lasă. Aoleu, un trandafir la firida mea. O scară nouă. Sau... Cel mai trist lucru e că... Nu mai am baterii. Nimic suspect. Toți pățim asta acasă, voi nu? Mă, cum s-au spart ele toate așa la fix, mă? Ce cât de nerealist. În fine... Opa! Ce e aici? I don't like this, man. Ce-a fost aia? Oh, aleu, nu mai am baterie. Hai după scară. Aici în siguranță. Uite niște dulapuri. Sigur e ceva util în ele. Deschide-le, mă, nimic. Măi, fiera să fie, afară scăței, știu. Nimic pe aici, un cod, ceva lăsat în urmă, să văd și eu, hop. Nu mai am baterie. Oh, shit, son. Ah, știu ce fac acum. Știi că mișcarea logică ar fi să iau și o lumânare de asta. Dar n-ai să vezi. I'm stuck in this hellhole. Băi, da... O să mai luăm pe sus odată. Oh, merge asta încet. Scârț, 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 scârț. Eu poate merge acum, printr-un miracol al greșelii de programare. Hai mă! Nu merge. La outlet astăzi mai dădea voie din când în când să mai încerc să un pic de baterie, de cameră, dar aici, ciuciu. Am și sărit din greșeală. A, merge? Hai mă! Op. Cum fac eu rost de codul ăla? Cum? Pe aici am fost. Înapoi în pivniță. Ce-o fi aici? Ce-o fi aici? Oh, shit, acum am văzut că e roșie. Și acum văd că computerul e albastru. Ce frumos. Fii ceva jos aici?
poate să și fie, că nu văd nimic. Greu fără camera, oare pot să dau restart sau options, main menu? Am dat main menu. Continue game. Sper că mai adunde a rămas. Așa. Bunuț. Da, a venit minge. Ia stai așa. Poate scrie pe minge. Ce scrie pe mingea asta? Mamă, dar ce textură bună are mingea. Nu te mai învârti. Da. Nu scrie nimic pe ea. Fucking ball. N-am așa un buton de mers mai repede? Am. Bla bla bla, computer, bla bla bla, să ne peste. Ba ba bi bam. Ok. Luăm bateria. So far so good. Clickety clack, clickety clack, clickety clack. Ia să vedem aici. Bă, dar eu aș fi pus aici 1000 de lucruri. Păi nu se poate pe așa ceva. Iar o să mergem acolo, măcar am aflat că avem buton de run și putem să mai câștigăm niște timp. Bă, fix în fața mea. Era ceva pe un perete la un moment dat. Cred că e soluția. Păi să le luăm pe rând din nou. Așa. Creepy! Go quietly. Trebuie să număr tile-urile alea? Am înțeles. Cred că trebuie să dau reset și să merg din tile în tile. Să merg gen X și 0. Numai așa pot să intru pe ușa aia. Cred că asta e schema, dar n-ar mai avea rost codul. Stai, se referă la tile-urile din camera asta? Să merg în zigzag în camera asta? În fine, nu prea am înțeles. Pe jos aici nu e podea de aia. Poate aici trebuie să go cu aia trei. Ia să mai vedem o dată. Deci după ușă, trebuie să mergi cu Atlee. But how? Da, super. Să mor de înțeleg. Clickety clack. Păi să mergem din nou sus și Dumnezeu cu mila. Am obosit, ești nebun. Hai să o luăm pe scara asta, obosită. Se spargă geamurile alea iar. Bla 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 bla. Da, iar am obosit, știu. Ok, o să punem un pic pe pauză, o să-mi iau iPad-ul și o să caut pe net, că nu se mai poate așa. Sunt la firstplay.ro și trișăm în direct. Mental Hospital 4, da? Mai fi rar să fie. Mental Hospital 4. Full game walkthrough, playthrough, no commentary. 27 de minute. Doar atât? Ia să vedem. Am pornit tableta. Se mișcă greu. 27 de minute? Asta e tot jocul? Mamă, dar asta e atât de boss încât joacă fără cameră. Unde intrăm aici? Așa, te-ai dus la camera aia? Acum o să ia și el spre acolo jos. Bă, nu!
S-a dus sus acum. Mamă, dar asta chiar nu pornește aia tot timpul. Pornește doar uneori. Am început să spargă ferestrele, bla bla bla. Și abia acum aș dă seama că trebuie să o ia jos. E, l-am făcut la faza asta. Parcă văd că a jucat exact cât mine. Așa. Hei, are o poză în plus. 4152. Aaa, 4152, ăla-i codul. Avem codul. 4152. 4152. 4152. Bitches. Nu știu cum ne-am ratat poza aia, totuși. O poză cu niște copii. Vezi ce bine este uiți la walkthrough? Așa, deci. 4. 1. 5. 2. Aoleu, ce-ai făcut, tătuțule? Al cui ești, maică? Urât mai ești. Ești viu sau? I just wanna be a real boy. Pinocchio style. Jesus Christ. Creepy fucker. Ăsta e primul boss? I'm watching a little boy's crotch. Nimic în regulă cu asta. Scrie ceva pe el. Keep plat energy, whatever, yeah. Ce scrie păpuța ta? Ce-o scrie păpuța ta? Nimic. Aha, e ceva în camera asta. Ah, discul. Mi-o dat discul ăla bun cu Half-Life. Aoleu. This shit is not positive. Pe discul ăla este Half-Life 3, ca să știți. Și acum apare Goliath. Mamă, Norton Commander! Când eram în școala generală, lucram cu Norton Commander. Ce șmecher, ce amintiri. Când eram eu tânăr, ce vremuri erau. Merge sau... Să fie deschis ușa? Ah, shit, m-am blocat. Aba, nu m-am blocat. Creepy, 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 creepy. Rețineți codul 4152, dacă vreți să mai jucați și voi pe viitor. Suntem în fundalul inundat. Era foc Gheorghe Țuică și a explodat tot beciu. Ce este ăla? Un butoi, butoiul lui Obelix. Ah, super. Noua melodie lui Marilyn Manson, ați auzit-o? Începe... Cine acolo? Gollum! Ce faci, Gollum? Mi-a fost dor de tine. Nu! A murit. Hei, Gollum era mai prietenos. Aceeași animație din Mental Hospital 5. Dar n-a avut zile. N-a avut zile, nu s-a îngrijit, n-a fost la doctor la timp. I-am zis că nu-i bine să neglijezi un absces dentar, dar... L-a călcat mașina. Să nu-mi dea continuu de acolo, că ne supărăm, ne facem... Așa, ia-mă de aici, ia-mă de unde știi. Ia-mă cum poți. Du-te, mă, și du-te tare, vorba lui Delia. Cum intrăm în celula obidită? Păi, vă zic eu ce trebuie să facem aici. Trecem pe lângă... creatură. Adică virăm repede stânga. Și nu ne uităm în spate, ne transformăm în stană de piatră, ca Sodoma și Gomora. Mai bine? A, nu mai bine. Aha, țeapă. A citit Biblia? Aoleu! Hei, a reciclat treaba asta de reporter. Care arunci butoaie, mă? Bunoaie. Ce-o fi aici? O ușă deschisă, o invitație la satanism. A, mi-a murit camera. Tu ăla-i, Doamne, ne jucăm pe realitate. Aoleu, ar putea fi aici posibilități infinite de puzzle-uri, dar văd zero. Ar cam fi mers o baterie acum. Ce e acolo? E un moț de pisică. Nu? God
tot drumul ăsta. Să fiu la intersecția asta. Nu știu unde am venit. Cine sunt? Unde mă aflu? E ceva în direcția asta? Știți că eu încă merg acum? Fuck! Nu mai văd nimic! Nu mai văd nimic! Da, s-a auzit ceva creepy, dar nu văd nimic. Ha! Fiu! În sfârșit, niște ceva. Oh, nu, iar coborâm. Țar, camera de râs. Ia uite-l. Pe Gollum. Deci de aici am venit, da? Am luat apă la cizme. Ok, deci, mai devreme am luat-o drept înainte, cred. Așa că să o luăm în stânga. Dar nu văd nimic. Nu mai dai și tu o baterie. În dreapta cred că am fost și n-am găsit nimic. Hai în stânga cu forță maximă, cu viteză maximă. Mamă. Aud o respirație grea și... mobelit. Cam atât la firstplay.ro. Este un joc greu, trebuie să vă drămuiți bine bateria, că altfel vă mănâncă cașcarabeți ăștia. Sper că v-a plăcut jocul ăsta, că v-ați speriat cât de cât. Poate mai jucăm, poate nu, cine știe. La revedere!